Turiștii pot vizita Palatul Princiar, două bastioane și anexele din cetatea Oradea, care au fost deja restaurate. Cetatea a fost restaurată superb. După ce se termină totul, o să fie senzațional. Este o ambianță de eleganță cu rustic. Acum, având în vedere că un monument care e unic în vestul României, merita și trebuia să fie reabilitat. Am rămas surprins de felul cum arată. Încă se lucrează de zor la bastionul Crăișorului, iar zidul e refăcut cu cărămizi vechi obținute de la demolări. Lucrările sunt supravegheate de un arhitect specializat în epoca medievală și cea modernă. Va fi singur bastion unde modul de prezentare o să difere puțin de celelalte bastioane, pentru că vom săpa, vom scoate umpluturile din interiorul bastionului și practic vom pune în valoare structura. Are o formă pentagonală, bastionară, se întinde pe aproximativ 18 hectare. Înainte ei au existat aici încă două cetăți, prima din pământ. Restaurarea bastionului se face cu fonduri din PNRR în valoare de 12 milioane și jumătate de lei. Vom reabilita zidurile bastionului Crăișorul și vom face o decopetare a pământului, deci vegetației uscate care o avem acolo, urmând să punem în valoare arcadele zidului interior. Specialiștii din primăria Oradea apreciază că cetatea va fi reabilitată complet până în anul 2030, dar mai este nevoie de cel puțin 20 de milioane de lei.